Ultimiții de parcurs spun că practică acest hobby din fragedă copilărie, iar numărul celor care doresc să învețe de la ei este în creștere. Suntem pe drumuri și mulți oameni se îngrijorează că nu cădem, dar la parcurs parc vom ști că este un loc anumit unde putem sări. Tinerii conștientizează că pasiunea lor prezintă pericol de accidente, dar spun că riscul merită asumat. La început au fost traume foarte multe, nu chiar serioase, dar am trecut prin asta. Eu duc un mod sănătos de viață și mai decât să nu bei, să nu fumez, mai bine să te ocupi sportul. Iar psihologii confirmă că parcursul este un mod de manifestare pentru adolescenți, dar atenționează că ei trebuie oricum să fie supravegheați. Orice o să fie emoțional, fără ținut cont de realitățile care sunt, cu siguranță e periculos. Dacă o să aibă o regularitate, o să aibă un program corect, o să fie un mentor care cunoaște situație și o să fie supravegheat, atunci noi putem spune că se poate. Doar în capitală sunt cel puțin 40 de tineri care practică parcursul.